Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod nebun din carieră cu Leicester City, cea mai neapreciată echipă pe care am jucat-o până acum. Da, efecte low budget. Ok, deci, hai să trecem la treaba. Avem aici un match împotriva celor de la Chelsea în FA Cup. Și desigur, avem nevoie mare, mare de o victorie aici și ar fi la fix. Dar înainte vreau doar să mă asigur legat aici de apărare că am făcut. Da, am avut acolo un match și am zis să-i bag pe ăștia. Nu-i bai, revin băieții de pe centru. Așa, frumos, hai să-i dăm bătaie. Bun, nebunie de nebunie aici, pe Stamford Bridge, lumea, mă rog, e în picioare, e Stamford Bridge. Fanii celor de la Chelsea sunt plictisitori și prea eleganți și prea... ce oameni buni sunt la Chelsea. Bun, deci trecem la treabă. Din păcate nu este derby de derby. Din păcate vreau să zic că nu este meci de la de nebunie, cum este de exemplu cu West Ham. Băi, cu toții știm pe huliganii de la West Ham. Băi, așa ceva, mă, nu numai la noi în România sunt huligani. Adică ce naiba, la noi tot timpul zice: vai că fanii de la Dinamo au aprins o torță. Wow. Vai că fanii de la Steaua. Ce, asta e una dintre glume. Nu, vorbeam serios. Fanii de la ăia, vai că i-au dat în cap la unul. Băi, vă știți ce e în Anglia? Vai de capul meu, numai că ăștia-s deștepți, mă. Britanicul e deștept. Nu arată asta la televizor ca noi. Băi, acolo se strâng, mă, grupuri de peste 100 de oameni. Și câteodată chiar intră în bătăi numai așa, de distracție, să zic, când îs derby-uri loc în cupe, mai ales, de exemplu, în West Ham Millwall. Păi de capul meu! Sau, desigur, în Polonia, să uităm, dar nici nu știu de ce am abordat acest subiect. Poate pentru că mi-a pierdut mințile în ultimele două zile și poate să observe și după cum vorbesc eu că nu mai știu ce dracu, pe ce planetă îs. Și unii o să zic că da, asta nu-i nimic nou, deadly. Și o zic... poate? Da, ia, vezi că era să uit. Băi, ce v-am spus eu că nu sunt conectat la servere în aceste zile? Nu știu ce dracu mie. Bun, deci fiți atenți aici. Deci am zis eu că este cea mai apreciată echipă care a făcut prea mâncări în mod. Pentru că chiar este. Și parcă nu știu ce s-a întâmplat. Adică, băi, v-am lăsat pe voi să alegeți, am făcut vot și tot și... fail. Dar totuși nu asta este important, oricum mie mi-a făcut plăcere să joc cu Leicester City, echipă frumoasă, am reconstruit-o și acum eu zic că avem șanse foarte mari să câștigăm desigur Champions League-uri, care este și obiectivul meu în sezonul actual. Desigur, este felul următor. Vorbim aici de viitor, pentru că mi-așa îmi place să vorbesc de viitor, chiar dacă mai ies o grămadă de episoade până atunci. Este desigur, poate am mai băgat așa un apropo în anumite videouri și voi mi-ați răspuns. Și stați liniștiți, v-am văzut la unii dintre voi cu top comentariile, mai ales cum ați reușit să vă adunați și să dați la unul like, să apară acolo în top comments. Desigur, mulți ați vrea să mă duc la United. Băi, dacă asta este dorința voastră, bine, dar mai ales dacă este ofertă. Dacă nu este ofertă, na, sorry, dar știi cum e, trebuie să ai ofertă acolo la Jobs. Și totuși, nu știu ce vreți la United, dar în sensul în care, băi, ăștia l-au pe Icardi, Lewandowski, Lacazette. Și parcă m-a luat amuncă un atacant. Băi, de ce s-a acolo atacant slab ăștia? Doamne! Aia, ce fain, mă, pai! Moses, cred că ăla, ce fain m-a blocat acolo cu Stanciu. Și desigur, ce vreau... Gol! Stanciu! Bravo, băi, Stanciule! Încă un gol pentru românul nostru! Ia ce frumos! Ce frumos! Bă, degeaba, măi, e bun Stanciu, băi! Prea bun! Prea ca la țară! Bun! Deci, apropo de care vreau să vă zic, ia vedeți că nu mă tot o lungesc. Este în felul următor. Fie continuăm acest cărim, mă gândesc că merem la altă echipă care posibil să fie United, din câte am văzut după comentariile voastre, sau Barcelona, că desigur v-am făcut o mică promisiune în sensul în care, băi, stați, nu fiți supărați, că am ales am Real Madridul, data viitoare, dacă se mai întâmplă să am o ofertă cu Barcelona, voi accepta Barcelona, așa să nu îi supăr pe băieții care țin cu Barcelona. Am jucat cu Real Madrid. Fanii Real Madrid sunt happy, acum să-i facem desigur și pe cei de la Barcelona happy. Și desigur, opa, nu! Willian egalează aici Chelsea în ultimele minute și nu mă lasă mai să vorbesc. Așa ceva.
Este desigur, deci ideea de a continua career modul indiferent de ce echipă ne apare acolo. Și după aceea este cealaltă idee, care mi-a venit recent, este fie de a-mi cumpăra jocul Pro Evolution Soccer, ce mi se pare o risipă de bani, varză jocul, și desigur să mai dau încă vreo 5 euro, că altfel nu poți, să iei acel patch de Liga 1, care iarăși pentru voi aș face orice, stați liniștiți, nu este o problemă de bani, doamne feri. Nu, chiar aș face, deci fie să iau Pro Evolution Soccer, să iau Liga 1, sau, la ce m-am gândit eu, că am văzut că pe băieții ăștia că încă au lucrat, am văzut pe Facebook că și-au închis blogul și am văzut acum pe Facebook, băieții de la FRLT au continuat să lucre pe FIFA 16 și am văzut că au făcut o treabă chiar bunicică de data aceasta și chiar au evoluat mult jocul. Și mă gândeam ce ar fi să facem iarăși așa un ceva de Liga 1. Mi-e cam dor. Dar desigur după aceea ar interveni niște probleme existențiale. Cu cine să faci crimodul? Eu o parte aș vrea să fac cu Steaua, lumea va spune cu Dinamo, dar eu niciodată n-am ținut cu Dinamo, dar n-am avut nimic împotriva celor de la Dinamo. Plus că în momentul actual Dinamo chiar parcă pare interesantă, în sensul în care are și niște jucători foarte interesanți. Dar parcă aș vrea Steaua, că Steaua este într-o postură groaznică în momentul actual în campionat. Pe de altă parte, este ideea cu Viitorul să fac eu bază de junior. Știți cum a făcut odată cu Crowley Town? Cei care știți, mă bucur că încă sunteți pe aici pe felie și vă mai uitați la videourile mele. Deci, aia ar fi una din, astea ar fi una dintre idei. Știi, Liga 1 doar că în FIFA 16. Nu știu dacă am spus acest lucru. Aia e chestia că băgăm iarăși FIFA 16. Iarăși trebuie să mă obișnuiesc cu stilul de joc în FIFA 16, care știm că a fost varză totală FIFA 16. Cel puțin în opinia mea personală, FIFA 16 a fost cel mai slab an al meu în FIFA, în sens, mai ales și online. Anul ăsta în FIFA 17 chiar mă descurc bine, dar atunci, Doamne ferește. Deci cam asta ar fi ideile. Bine, știu că nu e frumos să fac asemenea discursuri în videouri de FIFA, ar trebui să fac un video separat, într-adevăr, și poate am să fac, dar da, rămâne de văzut. Cine știe, poate facem ambele, dar ar fi cam greu. Da, oricum, hai să revenim la meciul nostru. Oh, vai doamne, doamne, s-a terminat 1-1, dar desigur merem în extra timp. De asta am zis, vai doamne, doamne, în extra timp aici în FA Cup versus Chelsea. Meciul este chiar foarte intens, chiar foarte greu. Na, nu degeaba, vorbim aici despre Chelsea, o echipă care n-a investit cu cap, să zic așa, banii. Nu i-a aruncat pe geam cum fac alte cluburi, băi, ei n-au luat mult, au luat ce li s-au părut ok și băi, se joacă, joacă, pac, țaca, țaca. Mi se pare fain, chiar și în viața reală, măi. N-am ce zice, mă, pe lângă antrenorul Conte, care mi se pare, băi, bestial cât de bine s-au putut adapta omul ăsta în Barclays Premier League. Este desigur, băi, ce transferuri a făcut. Chiar îmi place ce se întâmplă la Chelsea în momentele actuale. Înseamnă, băi, că l-au luat pe David Luiz, care n-a revenit, atât lumea a zis, da, de ce, ce, cum? Băi, da, ia, uite-te că își face treaba el acolo. L-au luat pe Kante, care, opinia mea, este de două ori peste Pogba, dacă te iei raport pe cât o plătit băieții de la United pe Pogba și cât obțin pe urma lui Pogba, în sens asisturi, goluri, toate cele. Nu zic că Pogba este un jucător rău, Doamne ferește, este un jucător fantastic, doar că a fost prea supraevaluat, adică prea mult s-a cerut pe el. Bine, asta desigur iară zic e opinia mea personală, desigur mulți nu vor înțelege cea opinie personală, dar asta este partea a doua. Mă știți pe mine, omul de pe YouTube care nu-i frică să zică ce-i negru, ce-i alb, doar că voi să supere niște oameni. Nu, eu sunt verde în față. Da. Bun. Exact vorbind de față, trebuie, nu știu, la finalul sezonului acesta cu Leicester City și respectiv când posibil, dacă încep un career mode cu Liga 1, desigur să revină webcam-ul, într-adevăr, am avut niște probleme aici cu niște drivere. Știți bine că am zis și într-un video precedent că am avut probleme chiar și cu microfonul și nu cu microfonul însăși, că este de calitate, e Samsung, tot, am dat bani pe el. Profesionalism! Dar problema este, desigur, că nu știu ce dracu s-a întâmplat, băi, cu Gal Gadot. Mi-a și s-a făcut un update de la Windows. Mă rog, eu încă am Windows 7, mi se pare cel mai bun Windows ever. Dar, bine, desigur, mulți vor zice că și 10 lei e frumos. Dar eu sunt un moșneag împuțit. Mie îmi place să stau pe CSO confortabil. Vedem pe viitor. Și, bun, mi s-a făcut update la alea și ziua următoare, deci fără să fac nimic, mă jucam chiar seara Football Manager cu ăstea, cu Teo, cu Cui, cu ăștia, mă, distracție, frumos, ca trebuieți, așa. Păi, și dintr-o dată ziua următoare, numerea aia, numerea aia. Da, eu, ce, what? Cum, dracu, băi, că e romers. Și uite-te că nu mai merg.
Dar oricum am rezolvat toate problemele, stați liniștiți. Și desigur, suntem pe calea cea bună. Desigur, chiar că episoadele astea de pack and play au webcam deja, deci ușor am făcut și niște teste. Și desigur, vom reveni cu webcam-ul în scurt timp și posibil sper eu să reușesc în fiecare episod de Career Mode. Pentru că știu că la unii dintre voi chiar face o diferență mare acest webcam. Pentru mine mi se pare, adică, băi, da, n-au vezi reacțiile mele, să zic așa, dar, na, asta e fain în jocuri horror, să zic, știi, în jocuri de fotbal, ba, de fapt, da. Hai să ne concentrăm pe aici pe meci, că nu știu de ce, mi se pare că vom ajunge la lovituri de departajare, ceea ce parcă mi-ar place, că măcar mai mă antrenez aici cu loviturile de departajare, că nu o duc tare bine în ultima perioadă, știi că... Bine, ce drept și rar obții, știi, lovituri de penalti și nu prea am ocazie să mă antrenez. Oricum, avem acum, aia zidem Rashford, Stanciu, Mahrez, Musa, Maxim, Renato Sanchez, Descilio, Benatia, așa, Stones, Hernandez și Donnarumma. Bun, hai băieții să vedem. Aici Donnarumma în poartă! Donnarumma! Donnarumma! Hai să-l vedem pe Donnarumma! Hazard aici se pregătește. Uai, de pula mea, ce fain gol mi-a dat. Băi, ești nebun. Băi, ești nebun, ce gol mi-a dat, mă. Oh, și eu cu Rashford, tot bară gol. Băi, ce cu meciul ăsta, frate? Așa ceva. Aia mi-a dat în stânga. Ce mă fraierit, am crezut că o dă. Da, frumos, frumos, n-am ce zice. Du-te, Stanciule! Ăla-i! Bravo, Stanciu! Te-am fraierit! Hai să dăm aici pe David Luiz! Of! Bă, ce vagabond-i! Bă, ce vagabond-i! Mi-a dat-o frumos, frate! Ăla-i, Mahrez! Băi, ce execuție faină am avut acolo cu Mahrez! Băi, dar la Luiz, băi, ce vagabond-o faină! Văzut ce scăriță au făcut! Țai, bravo, băi, Luiz. Wow, bară Lucas. Este bară Lucas. Incredibil, bară de Lucas. Pregătim aici cu Musa Torpil. Băga-mi și pula. N-ați auzit nimic. Bun, da, într-adevăr am ratat acolo cu Musa. O, bag piciorul. Acă dat acolo unde am zis-o de... Hai, Maxime, tu ești viața noastră, tu ești averea noastră. Te rugăm, Doamne, Maxim! Bravo, Maxim! Frumos, execuție bună. Aici Bonucci. Ete Bonucci! Donnarumma a fost pe fază, pe ținta mingii, dar iacă-tă că n-am reușit acolo. Ce păcat, ce păcat! Din nou ne pregătim aici cu Sanchez! Fai, imparabil șutul, cu câtă forță l-a dat. O, bacioai, ia că s-au gândit aici. Yo-ho-ho-ho-ho-ho, ciudătul. M-am vrut să zic, ia că s-au gândit aici Conte față de mine, știi, că s-a pus un atacant acolo la final. Este Descilio, frumos, ușor, elegant, așa, italinește. Ala-i, mă, ia Alonso. Hai să vedem, ăsta dat de ratează. Doamne! Este, mă, și-am fost pe țintă cu Donnarumma, dar a dat-o în bară, o, băiatul acesta. Totul sau nimic, totul stă în mâinile, mai bine zis, în picioarele lui Benatia, care execută și gol! Benatia trece mai departe în cupa FA Cup după un meci incredibil de strâns cu cei de la Chelsea. Fai, ai, ai, bravo Benatia, bravo Benatia, tu ne treci mai departe, ăla-i, mă. Ia ce frumos, uite ce frumos, uite ce frumos, mă, foarte frumos, bravo băieții, trecem mai departe în FA Cup și chiar îmi doresc această cupă FA Cup, mai ales având în vedere că am ieșit din aia AFL printr-un simulate greșit, dar știi ce, parcă nici nu mă supăr, în sens că de-abia îți vin bani de acolo, nu ești așa de important cum este FA Cup-ul și desigur... Măcar așa nu mi-o obosesc așa tare jucătorii, știi? Deci, pe de altă parte, ia că-s happy că s-a întâmplat asta. Bun, deci hai să trecem mai departe. Frumos aici să evolueze jucătorii, să mai bine zici jucătorii. Da, dăm pe advance, avem aici UE match cu Schalke.
Da, asta o să fie interesant. Desigur, aici, desigur, este convocarea la națională, la național. Păi, lăsăm așa, bun, Săpunaru, Filip, Toșca sau Radu. Asta să fac o comparație între Toșca și Radu. Toșca, desigur, mai rapid, că e rapizel de felul lui, dar Radu e Radu, hai să fim serioși. Bun. Ia să vedem aici în mijlocul, îl văd acolo pe Marin și să-l fac o comparație poate cu Anton. Anton care este bun, ce drept, dar se vede că e CDM, că e cam încet așa la viteză. Regenul lui Sân Mărtean, care neapărat o să-l iau la următoarea echipă la care am să mă duc. Am să-l convoc pe Marin. Și în rest, așa, Toșca, Mitriță, Alexe, Ianis Hagi, 69, mă, că mai vrea și el un picuț. Nu, no, e tot ok, bun. Dăm acolo convocarea și de aici avem un meci în 16.000 Champions League împotriva celor de la Schalke. Ah, Schalke, ce echipă, bă, ce echipă, frumos. Bun, hai să jucăm meci versus Schalke. Nebunie de nebunie, man. Bun, meci de meci aici versus Schalke. Danke, Schalke. Bun, deci hai să vedem aici, desigur, pe agregat este 1-1, what? Serios? 1-1 pe agregat, se pare că. Deci, desigur, va trebui să câștigăm acest meci, să ne concentrăm și să câștigăm acest meci, este țelul nostru, este tot ce trebuie. Mai ales că jucăm la noi acasă de data aceasta, oricum am dat un gol în deplasare, ceea ce ne ajută mult, 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 man. Dar, desigur, a trebuit să mă fac schimbări în echipă. Ați văzut și voi acolo, o grămadă de jucători au rămas, n-au obosit în urma meciului din FA Cup. Și desigur, a trebuit să băgăm așa aici colo în mici, mici rezerve, dar nu-i stres. Ne descurcăm și cu ei. De la Lee aici cu golul, un gol ușor amuzat, ușor frumos din pasa lui Musa, mai bine zis, acolo, ce fain am plasat-o. Ia, pac, vine, pam, ce frumos, un gol frumos, elegant aici de către Dela Lee, care din păcate nu s-a prea obișnuit așa de bine la noi la echipă, desigur cum era obișnuit la ăsta, la Tottenham, și e bizar că n-a tot vorba aia, tot în Barclays Premier League, știi, deci n-am schimbat stilul de joc, dar cine știe, poate sezonul viitor, dar din păcate sezonul viitor nu vom mai fi aici. Da, na, mă rog, am zis că vreau să cumpăr pe Dela Lee, l-am luat, asta este, l-am testat, știi, am zis că vreau să testez și jucători noi și da, i-am testat. Bun, Veltman aici, din păcate, ia cartonașul galben, na, ce se și face, asta este, oricum, bun transferul lui Veltman, ia ce mult mă ajută deja în ultima perioadă Veltman, chiar mă bucur că am făcut acest transfer, așa, și desigur și Benade, așa, ăștia, în apărare, una, două, pac, pac, schimbări, pe schimbări, adică l-am pe main din momentul actual în apărare, deci vă dați seama ce mare nebunie este pe aici, opa, opa, atacă. Dacă Schalke, perfect, peste poartă, ăla e tot așa, Schalke, tot așa. Opa, este penalt, este 11 metri aici, Anastasic a agafat aici în careu, cred că a fost hands, dar oricum, hai să ne concentrăm aici, este o șansă de a da încă un gol, desigur, dar totul este să mă concentrez să dau bine acest penalti. Hai să vedem. Gabriel este aici, băiatul care stă la balon, poate că îl schimb, ia stai să vedem dacă dau adjust, mama lui e... Maxim, așa, Musa de la... No, hai că ăsta are penalti 80 și ceva. Hai să dăm cu Gabriel. Farman! Băi, aproape de bar o strită ăsta, mă! Ai de capul meu! Și am dat-o bine, nu, că chiar am dat-o bine pe stânga, aproape de bar. Ați văzut că în zona bării, de obicei acolo nu prea ajunge portarul, dar... Băi, ești nebun cum o sărit Farman. Ai de viața mea. Păcat, na, păcat că n-am putut profita mai bine de acest penalti. Dar, na, a apărat bine portarul, măcar nu eu am gafat, știi, deci, hei, na, ce se face, mai apără și portarul. Apără și el, del dracu. Ai ultimele minute din acest match cu Schalke, care văd că foarte bine a ținut aici în apărare. Uitați-vă și amu câți apărători se aici în careul lor. A ținut cu dinții, dar am dat acolo acel gol cu Dela Lee, care cred eu că nu!
se poate. Am vrut să zic că golul ăla ne va duce mai departe în Champions League. Și acum Anastasic, incredibil. Gol aici, Anastasic. Fai, 2-2 pe agregat. Oh, bag pixul. Oh, să-mi bag pixul. Asta e grav, e grav, e grav, e grav. Mai ales că am atât de mulți jucători obosiți. Că aia e și problema mea, că sunt foarte mulți să-s obosiți. Chiar și pe cei care am băgat de pe bancă de rezerve să obosiți. Deci, come on. Hopa, 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 gol! Gabriel! Incredibil! Băi, ce meci! Băi, incredibil, în ultimele minute, două goluri, pac, pac, țaca, țaca, am un gol și Gabriel. Și Gabriel ne duce mai departe în Champions League, în ultimele minute, incredibil. Ai, 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 peluza, funny, aici toți atâta mari, băi, câtă fericire, câtă bucurie. Ne duce mai departe în Champions League, este, mă, incredibil, băi, în ultimul minut acolo, Anastasic gol. Și după aceea, în ultimul minut, băi, Gabriel, ai de capul meu. Îți dai seama cum se simt acum jucătorii de la Schalke, băi. De la fericire la agonie, așa, în câteva secunde. Pac! Și Silly s-a rupt filmul. Așa ceva. Bun, azi dăm Real Madrid trece mai departe de Dortmund cu 4-2. Uuuu! Băi, ești nebun. A pierdut Arsenal cu 2-1. Wow! Și tocmai la Villarreal. Wow! Bayern, desigur, a distrus-o pe Monaco cu 5-2. Juventus trece mai departe de United. Serios, United-ul care are cel mai bun mijloc, cel mai bun atac ever din lume. Adică și Dybala acolo, și Icardi acolo, și Lewandowski acolo, și Lacazette acolo, și Ibrahimovic e acolo. Ce naiba? Noi trecem mai departe de Schalke. Clasic, desigur, Barcelona trece mai departe de Napoli, Atletico Madrid trece mai departe de Benfica și aici încă nu știu ce se întâmplă între Leverkusen și Chelsea, poate că încă nu s-a jucat meciul. Bun, oricum, așa ceva, greu de zis. Bun, oricum, din păcate, iacă ne-a prins Liverpool-ul din spate aici în campionat, la egalitate de puncte. Greu, 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 greuț. Oricum, aici a terminat acest episod. Sper că v-a plăcut. Sper că v-ați distrat cel mai important lucru. Chiar dacă unele glume nu sunt reușite, contă că v-ați distrat. Numai bine, bye bye.